Cancelaria Sfântului Sinod a transmis în cursul acestei săptămâni un set de recomandări privind modul în care se vor organiza slujbele în perioada 24 aprilie-7 mai 2021. Privind prelungirea stării de alertă, acestea se vor organiza cu distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase. Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat prezentele îndrumări adresate tuturor unităților de cult din România ale Bisericii Ortodoxe Române, privind sfintele slujbe care vor fi săvârșite în perioada dintre Sâmbăta Floriilor și Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. În perioada săptămânii patimilor avem slujbe speciale numite denii. Preoții vor comunica din timp care sunt regulile de distanțare fizică pe care trebuie să le respecte credincioșii și purtarea măștii. Vor avea locuri special marcate atunci când avem denii cu un număr mare de credincioși, cum este denia prohodului. În noaptea de înviere vom avea voluntari cu ecusoane care vor ajuta la menținerea atâta respectării acestor indicații sanitare, cât și la distribuirea pâinii care în popor se numește Paști, în locuri special amenajate, în așa fel încât să nu se creeze aglomerări de credincioși în timpul slujbei. Mare parte a slujbelor, dacă vremea ne va permite, se vor desfășura în exteriorul locașelor de cult, dar aceste prevederi spun că ele pot fi săvârșite și în și sau în exteriorul locașelor de cult. În interiorul locașului de cult se aplică regula de până acum, anume acel spațiu primește credincioși atâta cât pot să stea la o distanță de 2 metri unul de celălalt, adică 4 metri pătrați de credincios și cu purtarea măștii. Ceilalți credincioși care nu încape aceste lucruri vor asculta slujbele din exteriorul bisericii. Pentru evitarea deplasărilor și aglomerărilor, se recomandă credincioșilor să participe la sfintele slujbe săvârșite la unitățile de cult de care aparțin din punct de vedere teritorial. De Florinoi, unele biserici au procesiuni în ziua de flori. Se recomandă ca aceste procesiuni să fie săvârșite cu credincioșii acelei parohii, adică fiecare parohie să-și primească credincioșii. Ei, de fapt, cam în toată această perioadă, și în noaptea de Paști, și la denii, și la florii, se recomandă ca bisericile și credincioșii să meargă la biserica parohială, să nu se producă aglomerări mai mari la alte parohii și alte parohii să aibă locuri îndeajuns încât chiar să și rămână. Este bine ca enoriașii noștri să asculte aceste îndrumări, să le citească, le avem pe site-ul nostru al Episcopiei, există pe bazilica.ro, vor fi comunicate de preoți în biserici, în așa fel încât în timpul sărbătorilor să ne comportăm civilizat, să nu încălcăm nici regulile sanitare, dar nici regulile bisericești. Ramurile de salcie vor fi binecuvântate în Sâmbăta lui Lazar, 24 aprilie 2021, după vecernie, dacă se organizează procesiune în jurul lăcașului de cult sau în Duminica Floriilor, 25 aprilie 2021. Acestea vor fi distribuite de către preoți și voluntari în exteriorul lăcașului de cult, iar credincioșii vor fi îndemnați să aștepte pe locurile marcate până când vor primi ramurile.